și unde este comoara ta. Fiecare om are o înclinație spre aprecierea unor valori spirituale sau fizice, dintre care cea mai de preț poate fi numită comoară. De aceea vă propun în această seară să ne cercetăm, să ne gândim la ce ținem noi mai mult. Vă citesc pentru început din Proverbe, capitolul 3, unde începând cu versetul 13 sunt nominalizate diferite comori, valori. Fericit de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Iată așadar valori spirituale, înțelepciuni, pricepere, valori fizice, argint, aur. Citim în continuare despre înțelepciune. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Iată cum comorile se pot și asocia în bine sau în nefericire, în rău. Versetul 18, ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Vreau să spun tot de la început că potrivit Bibliei, și asta putem să constatăm fiecare prin modul de relaționare a omului, fiecare este legat, este determinat de comoara lui. Nimeni nu este indiferent față de lucrurile la care ține. Ceea ce apreciezi îți determină voința, acțiunile. Domnul Hristos spunea, citim din Evanghelia după Luca, capitolul 12, un cuvânt foarte evident care arată cât de legat este omul de comoara lui. 12:34. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Deci întrebarea noastră, care și unde este comoara ta, poate fi înlocuită cu întrebarea, care și unde este inima ta. Și răspunsul avem acolo unde este comoara. De aceea este important să ne întrebăm care ne este comoara în a ne cerceta inima. Este o întrebare pentru inimă. Asta rezultă direct din spusele Domnului Hristos. Voi prezenta pe scurt câteva comori, după care ceea ce ține în mod efectiv de lecția noastră și o am numit operații cu comori. Ce este o comoară? În limba română, potrivit dicționarului, o comoară poate fi o grămadă de bani sau de obiecte de preț, păstrate sub lacăt, ascunse în pământ, cum se obișnuia în mod deosebit mai de mult, avuție, avere, avut, persoană extrem de iubită sau de prețuită. Ce este o valoare? E suma calităților care dau preț unui obiect, unei ființe, unui fenomen, importanță, însemnătate, preț, merit. Cred că nu mai trebuie să explicăm pentru că este destul de clar ceea ce este o comoară. Problema este că sunt multe comori și există un top al valorilor, al alegerilor, al preocupărilor oamenilor. Și din această multitudine de comori se pune întrebarea ce prețuiește omul. Și aceasta, cum am spus deja, îl va determina. În lumea aceasta, enumer câteva comori, cultura. Sunt oameni pasionați de așa ceva, de litere, de exemplu, de poezie, de diferite alte aspecte ale artei, desen, pictură, sportul. Pentru unii asta este de cea mai mare valoare. Îi pasionează la maxim. Muzica pentru unii. Libertatea. Frumusețea îi face pe unii să se dedice întru totul pe acest altar. Faima, cartea recordurilor, a fi în top. Aventura pentru alții, își riscă viața. Pentru ei asta este o comoară, să fie primii care ajung nu știu unde, care fac nu știu ce.
Alții țin mult la educație, la școală, la diplome. Pentru ei asta are adevărată valoare. Banii sunt pentru alții, pentru mulți, o comoară. Pentru alții statutul social, o poziție într-o ierarhie politică sau în stat. Pentru alții munca și Biblia face referire la comoara aceasta. Natura pentru alții, sunt încântați de mediu, ecologiști, au și ei în parte. Sau alte valori, cum ar fi adevărul. Oameni pentru care o minciună ar însemna o tragedie. Dragostea este și ea o comoară. A iubi sau a fi iubit, prietenia. Oameni fideli, înțelepciunea, așa cum am citit din Proverbe capitolul 3, este o mare. Sinceritatea, spiritualitatea, cât de duhovnicesc este cineva. Și până a exemplifica și din Scriptură astfel de valori, să citim câteva versete. Proverbe 31, versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Iată o valoare pentru familie. O valoare care poate fi deținută de o fată. Și această valoare se observă din plin atunci când ea se căsătorește. Următoarea carte a Scripturilor, Eclesiastul, capitolul 9, versetul 18, evidențiază alte valori, punându-le în comparație. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, bineînțeles. De exemplu, o înțelegere între țări sau între oameni poate să scutească niște cheltuieli enorme, cum ar fi cele de război. Și atunci, cum nu este mai de valoare o minte înțeleaptă decât o tehnică de luptă? Chiar dacă e vorba de cel ce a conceput-o sau de cei ce știu să mânuiască acele arme. Isaia 43 evidențiază valori în ochii lui Dumnezeu. Citim de la versetul 3, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău, eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. Erau țări mari, bogate. Israel era un popor mic, dar în ochii lui Dumnezeu avea valoare datorită oamenilor ce îl compuneau. Scrie în versetul următor, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei. Asta înseamnă de fapt valoare. Ce are preț în ochii tăi? Pentru că ești prețuit și te iubesc. Da oameni pentru tine și popoare pentru viață. Apropo de schimbul de oameni, gândiți-vă că evreii pentru un soldat și a fost ținut câțiva ani ostatic de palestinieni au eliberat peste 1000 de deținuți. Atât valora unul în raport cu ceilalți în ochii lor. Citim și din profetul Ieremia, capitolul 15, versetul 19. Domnul îi vorbește profetului, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, dacă știi să alegi lucrurile, stai mare înțelepciune. În funcție de asta ți se dă valoare. Scrie în continuare, vei fi ca gura mea. Normal, un aparat care nu identifică bine valorile, nu e valabil. La ce ar folosi cuiva un tensiometru dacă nu poate să măsoare bine tensiune? Nu are nicio valoare. În funcție de exactitatea, de capacitatea, de exactitate, poate să fie valoros sau nu. Citim și din Noul Testament două versete, Ioan 12, versetul 3, și amintesc acesta pentru că aici oamenii au avut păreri diferite. Ce are valoare, una sau alta? Ce-i comoară? Maria a luat un litru de mir de nard curat de mare preț, după părerea unora, echivalentul salariului pe aproape un an de zile. A uns picioarele lui Iisus și le-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului.
Unul din ucenicii săi, Iuda Iscariotean, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei, de unde e valoarea de care v-am spus, și să fi dat săracilor? Dar el nu era sincer. Femeia aceasta atât de mult l-a prețuit pe Domnul, încât a dat o mare valoare prin actul acesta. Și 1 Petru, capitolul 3, din nou ceva ce are valoare în comparație cu ceva de mai mică valoare. 1 Petru 3, versetele 3 și 4, podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Au fost perioade din istorie în care, în mod deosebit, femeile și-au permis să îmbrace valori care costau mai mult decât case mari. Și asta era o comoară a lor. Dar scrie în continuare despre alte valori. Omul ascuns în inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, valori interioare, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iată cât de mari sunt diferențele în piața acestei lumi. Se spune că un bogat, un latifundiar, a intrat în dialog cu un sărac și a zis, măi, nu înțeleg, cum poți tu trăi fără să ai câte ceva? Și săracul zice, da, am pâine aceea toate zilele, mă descurc, nu sunt muritor de foame. Da, dar uite de câte am eu. Cum poți trăi fără toate acestea? Și săracul, care era credincios, s-a întors și i-a zis, dacă tot pui problema așa, eu mă întreb, cum poți tu trăi fără adevăratele valori din cer? Cum te poți mulțumi numai cu atât, cu valea și cu dealul tău? Pentru că depinde ce are valoare în ochii omului. Doamne, dă-ne ochi buni și minte înțeleaptă. Să ne gândim bine care ne este comoara și să știm că acolo se înclină întreaga noastră ființă. Comoara ne va atrage după ea și ne va decide destinul. Mai fac aici o precizare, există comori de referință la nivel mondial pierdute sau actuale. Să ne gândim la templul lui Solomon de la Ierusalim, la Chivot. Nu că a fost atât de mult aur în Chivot, dar era valoros prin sacralitatea lui. Știți că din cort în templu doar Chivotul s-a mutat. Caută și acum după el. Și închipuie că vor putea mai ușor să reconstruiască un al treilea templu dacă îl vor găsi. Au fost ascunse comori în piramidele faraonilor. După părerea unora, sunt furate o parte din ele. Au fost pierdute multe valori. De exemplu, sub iminența unui război, o comoară însemnată a unei țări din America de Sud a fost îmbarcată spre a fi transportată și depozitată undeva la siguranță în Mexic. Însă acei responsabili au trădat și s-au dus în altă parte. S-o ascundă pe o insulă. Au fost interceptați de spanioli, până la urmă au evadat și nu știe oamenii nici în zi de azi unde este comoara. Au fost multe alte comori care au fost prădate fie pe mare, fie pe uscat. Și mai sunt și astăzi palate și comori, dar toate acestea, în fond, am făcut mențiune aceasta, sunt lăsate de Dumnezeu pentru unii și pentru o vreme și unele sunt ascunse și păstrate de Dumnezeu pentru alții. I-a făgăduit Dumnezeu evreilor că le va da comori ascunse. Recent, când sunt în criză, evreii au descoperit zone cu un zăcământ foarte bogat de gaze naturale în Marea Mediterană, ceea ce îi avantajează foarte mult. Am citit undeva despre un sărac a cerșit 21 de ani într-un anume loc. Și la scurt timp după moartea sa,
S-au făcut excavații acolo, el stătea probabil lângă o poartă și s-a descoperit că bietul cerșetor a stat pe o comoară imensă. Dar știa el de ea? Așadar, problema comorilor este ciudată, nu doar din punct de vedere a faptului că oamenii nu știu să le dea prețul și valoarea care le se cuvine, și din punct de vedere a faptului că multe comori sunt ascunse, cum de altfel și cele interioare sufletești sunt ascunse. Oricum, chiar dacă nu suntem noi bogați, nu suntem deținători a unor portofolii extraordinare de valoroase, avem și noi valori în administrare. În primul rând avem valori spirituale, sufletul nostru, darurile care le-am primit de la Dumnezeu, apartenența noastră la casa Domnului, în familia sfântă, ne conferă din partea Domnului diferite valori. Suntem noi valoare în modul în care redobândim chipul divin, în modul în care administrăm anumite daruri sfinte, dar să citim câteva versete care arată aceasta, Isaia capitolul 33, versetul 6, și să ne gândim care sau cât din aceste comori sfinte sunt în posesia noastră. Isaia 33 cu 6. Zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Frica de Domnul, iată comoara Sionului. Deci o stare de evlavie în adunare face să fie o adunare bogată efectiv. Și sunt oameni care își doresc să ajungă la așa ceva. Și cei care au pierdut-o își dau seama, dacă își mai dau seama, că au pierdut mare valoare. Citim și din a doua Corinteni cuvintele Apostolului Pavel, capitolul 4, versetul 7. Vedeți, noi suntem așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, în funcție de vârstă, de posibilitățile economice, dar valoarea este înăuntru. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi, ce a pus Dumnezeu în noi. Și noi trebuie să apreciem și toți cei credincioși vor gândi la fel. Atât de importante valorile sfinte încât merită să citim pilda aceea spusă de Domnul, de fapt sunt două, Matei 13, sunt foarte scurte, versetele 44 la 46. Și dacă nu avem valori spirituale, să facem totul să le primim. Cum bine spune aici în adunare un frate, până l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Eu ce mă fac că n-am pe Duhul Sfânt? Un om care conștientiza că nu are o valoare și prin aceasta el nu avea valoare. Comoara aceasta lipsea din vasul de lut. Și alte, cât de comori vin de la Domn. Matei 13 de la 44. Împărăția celor, adică tot ceea ce ține de lumea spirituală, se mă aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția celor se mă aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț se duce și vinde tot ce are și îl cumpără. Deci pentru lucruri de preț merită să dai orice preț, pentru că își câștigi. Pilda aceasta evidențiază legislația din vremea aceea. Diferea la evrei și respectiv la romani cu ceea ce putea să facă un om dacă găsea o comoară în ogorul său. Dar noi ne oprim la aspectul spiritual. Cât de mult dorim sau suntem conștienți că avem sau nu avem și am putea să avem aceste valori. În ce privește valorile materiale, trebuie să recunoaștem că sunt în administrarea noastră prin aportul, prin bunăvoința Creatorului și Păstrătorului vieții. Și prin ele înnobilează viața terestră dacă știm să le dăm locul cuvenit. Este un cuvânt frumos în Cartea Deuteronom, capitolul 28. Și vreau să ne gândim la tot ceea ce avem în jurul nostru, la câmpul care rodește, poate acum când n-a fost ploaie de câteva zile, ne dăm seama cât valorează asta? Cum spunea fratele Răuț de la Vigăv, când doi tovarăși, care era vremea comunistă, s-au oprit lângă el în timp ce admira Palatul Scânteii și a zis: moșule, la ce te uiți? Mă gândesc și eu cât costă asta. Și ce crezi, că poți să evaluezi? Și zice bătrânul:
Apoi mă gândesc că mai mult decât o ploaie bună în luna mai nu fac. Avea dreptate bătrână. Că dacă nu dă Dumnezeu ploaie și nu iese recolta la porumb și s-ar face socotelele, acolo iese. Spune Scriptura în Deuteronom 28, citim de la versetul 12. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul. Și aici nu e vorba de cele spirituale, e vorba de ceea ce ne vine din cer, de la Dumnezeu. Prin ploaie, prin temperatură și toate celelalte. Să trimite țării tale ploaie la vreme, să-ți binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale. Asta spunea și Iacov 1 cu 17. Orice dar bun ce ni se dă, vine de la Dumnezeu. Să-i mulțumim și să-L binecuvântăm. Viața depinde de aceste bunuri existente. Chiar și numai ploaia dacă ar lipsi. Murim de foame. Vine foame. Dumnezeu vrea să apreciem lucrurile în ordinea lor valorică fundamentală, începând cu hrana și îmbrăcăminte. Vreau să vă dau o imagine din Vechiul Testament, a doua Împărați, capitolul 7, pentru a vedea că în momente de criză oamenii știu ce are valoare. Era foamete în Samaria. Cea mai critică stare în care femeile au ajuns să-și mănânce copiii. Împăratul postea, deși era necredincios, cu un sac pe trup. Și alăturat de cetate erau patru leproși, care erau și ei epuizați. Dar așa au fost îndemnați să intre în tabăra sirienilor. Și ascultați ce spune Scriptura aici, de la versetul 7, despre sirieni. S-au sculat, au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, cai, măgarii, tabăra, așa cum era, și au fugit să scape viața. Deci viața e mai de preț decât corturi și cai și decât case și mașini. La odică omul le lasă dacă vine apa, să scape viața. Să observăm la leproși, spune Scriptura aici în versetul 8, au pătruns într-un cort, au mâncat, au băut, au luat din el argint, aur și haine. Ce au făcut mai întâi? Au mâncat sau au luat aur? Au mâncat întâi. Cine știe de când nu mai mâncase? Dar în condiții normale omul socotește că aurul este mai mare valoare. Dacă nu mai ai ce să mănânci și nu mai este pâine, îți dai seama că valorile stau într-o altă ordine. Sirienii în goana lor și-au aruncat și hainele. Căci bine spunea Domnul Hristos, viața e mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Și Dumnezeu știe care este ordinea necesară nouă. Și aici fac o singură atenționare, o singură mențiune. Să nu lăsăm să ne sufoce aceste valori materiale în defavoarea celor spirituale. Profetul Isaia, în capitolul 2 al cărții sale, atacă problema aceasta și arată ce se va întâmpla într-o zi când oamenii se vor pierde. Țara lor este plină de argint, de aur, comorilor n-au sfârșit. Țara e plină de cai, carele lor sunt fără număr, uitați-vă câte mașini sunt, toată lumea largă după valoare. Dar țara e plină de păcate și în continuare scrie că toate acelea vor fi distruse și aceeași soartă vor avea toate comorile din viața din lumea aceasta. Chiar dacă nu aveți prea mult, poate cei tineri, mă amintesc Proverbe 12 cu 27, comoara de preț a unui om este muncă. Luați-vă o bucată de pământ și săpați. Și o să găsiți comoara. Nu neapărat un tezaur. O să iasă din pământ ceapă, cartofi și e o comoară. Și apoi toate cele necesare. E o comoară, faptul să fii sănătos, să poți munci, să ai pâine și cu ce să te îmbraci. Doamne, îți mulțumim de toate acestea. Amin. Și încă o valoare în administrare sau un domeniu de valoare, investiția în plan spiritual în oameni este de cea mai mare valoare. Copiii, de exemplu. Nu degeaba sunt trecuți în lista binecuvântărilor primii. Sunt o mare valoare. Deși oamenii nu apreciază în vremea noastră. Mai degrabă își doresc să se plimbe cu un câine decât să fie un copil. Da, dar cine dă un copil pe o casă? Ce mai de valoare? Pe ce are preț mai bun, nu? Da, dar o mai mare valoare are un om născut din nou. O viață spirituală este mult mai importantă decât o viață fizică.
adevărata valoare pe acest pământ sunt credincioșii Domnului. De aceea pământul cu tot ce el pe el va arde, dar credincioșii vor fi luați. Nu mută Dumnezeu pe noul pământ nimic de aici, decât pe cei credincioși. De aceea spune Scriptura în Maleahii, capitolul 3, citim de la versetul 16. Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a notat. O carte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de el și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Doamne, ajută-ne să fim comoara ta. Dar ca să fim noi comoara lui Dumnezeu, trebuie să fie Domnul Hristos comoara noastră. Echivalența aceasta ne dă și nouă valoare. Spune Scriptura în Romani, capitolul 8. Dacă ar ști oamenii că Dumnezeu vrea să ne îmbogățească pentru eternitate, dar asta e ordinea în care se dau valorile. E ca și în imaginea aceea, fac aici o paranteză, în care un mare bogătaș, când a murit neavând urmași direcți, copii, a lăsat în testament să se vândă toate bunurile sale la licitație. Dar interesant, licitația a început cu un tablou al singurului fiu al bogătașului care murise între timp. Dar nimeni nu s-a grăbit să cumpere tablou. Ce să facă el? Colecție? Și s-au cerut, au fost voști care au spus să se treacă la licitarea altor obiecte, altor valori. Și a spus, nu, așa e scris în testament. Dar până la urmă a venit la licitație o bătrânică ce îngrijise de acel copil și a zis, ăsta mie mi-a fost drag, vreau să am tablou cât mai trăiesc. L-a cumpărat, un preț mic. Și cel ce conducea licitația a anunțat că s-a și încheiat. Zis, cum? Dar în listă strecute multe. Da, da, dați-mi voie să vă citesc ce scrie în continuare testament. Fiindcă oricum fiului meu ar fi rămas totul, cel ce a iubit măcar tabloul fiului meu merită să dețină toată averea și devine moștenitor de drept și de fapt. Ceva asemănător, dar la o scară universală, mondială, etern, cosmic, a făcut Dumnezeu. Citim acum Romani 8:32. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său și l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Ferici de cine îl cumpără pe Domnul Hristos. Are toate celelalte, cât e lista de lungă, toate. De aceea spune Pavel în Filipeni 3, fac un singur lucru, să-l câștig pe el. Toate le-am socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus. Uite tot ce este în urma mea, spune el, mă avânt spre ceea ce este înainte, să câștig premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Doamne, ajută-ne și nouă. Tot Pavel spunea în Coloseni 2:2-3, căci în Domnul Hristos sunt ascunse toate comorile, înțelepciunii și științe. Deci, cu alte cuvinte, dacă vedeți pe un om care se laudă că are, deși este o administrare temporară, întrebați-l, ai pe Domnul Hristos? Dacă nu ești sărac de tot, în curând nu o să mai nici suflet, nici averi. Dar cine l-are pe Domnul Hristos, aici are asigurată pâinea și apa și în veșnicii are asigurată împreună cu Dumnezeu toată bucuria și tot confortul împărăției sfinte, mărit să fie Domnul. De aceea se spune că un neozelandez, un credincios, când a ajuns în Anglia, în timp ce englezul cu mândria lor îi spunea, uite aici este palatul Buckingham, aici regina noastră din coace, este alt palat, uite aici este podul peste Tamisa, ceva special și toate, clădirea parlamentului și tot ce a arătat acolo cu Big Ben-ul lor. Și neozelandezul spunea, la tata e mai frumos. Și-a supărat englezul și a spus, unde e la tata tău? În cer, e mai frumos. Da, numai că toate cele ce sunt frumoase se primesc numai prin Domnul Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. De aceea, asta e marea înțelepciune, să-L poți câștiga pe El și să nu-L vinzi pe nimic. Dar despre asta vorbim acum, operații cu comori. O comoară.
Prima idee, în funcție de cunoașterea valorii ei, trebuie căutată, obținută, administrată, păstrată cu maximă siguranță și eficiență. Deci mai întâi trebuie să știi ce are valoare. Și dacă știi că are valoare, nu-i destul să știi. Trebuie să o obții și apoi trebuie să o păstrezi. Oamenii care își dau seama că mântuirea e de cea mai mare valoare, fac totul pentru asta. Și apoi se și luptă să o păstreze. Spunea înțeleptul în Proverbe capitolul 2, evidențiind valoarea lucrurilor sfinte și modul în care trebuie căutate și apoi păstrate, citim de la versetul 3, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul. În secolul XIX au fost acele căutări după aur în America, mulți și-au pierdut viața, familia, au trăit în condiții mizere să găsească aur, un Eldorado permanent a fost în umanitate. Dar câți știu și câți sunt conștienți și aproape-i mântuirea și cum ar putea să o obțină, tristeția ar fi ca nici noi să nu dăm valoare acestor lucruri. Scrie în continuare aici, atunci vei înțelege frica de Domnul. Ce-i frica de Domnul? Am citit din Isaia. Comoară! Vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. Atunci, versetul 9, vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine, căci înțelepciunea va veni în inima ta și ai un izvor de viață. Cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Și apoi toată cartea Proverbe spune că este o pledoarie în favoarea căutării înțelepciunii și o prezentare a câștigului pe care îl aduce înțelepciunea. Tot din Proverbe vă citesc capitolul 12, versetul 11. La ideea asta putem include și lucrurile pământești, să cauți ceea ce are valoare. În sensul să muncești cu chipzuință. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine. Dar cine umblă după lucruri de nimic, este fără minte. Sunt oameni care nu muncesc, umblă doar după loterii, așa încearcă să fenteze. Tot în ideea aceasta scrie în Proverbe 28, versetul 19. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine alargă după lucruri de nimic, are belșug de sărăcie. Cheltuieli care nu ajută, cum spunea și profetul Isaia, îți dai câștigul muncii pe ceva ce nu satură. Dar mai presus decât toate acestea, să păstrăm în minte lucrurile sfinte, să ne amintim de cuvintele Domnului Hristos, Matei 6:33, un verset care trebuie să știe toată lumea, nu din predici, din pasiunea vieții. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, vedeți? Pachetul cu cele pământești nu lipsește. Dumnezeu vrea să avem pricepere ca să căutăm mai întâi ceea ce are valoare. Bogatul, când s-a dus la Domnul Hristos și s-a cerut să-și vândă averea, n-a înțeles asta. A vrut Dumnezeu să-l deposedeze de bunuri și să-l lase pe drumuri? Fără să aibă niciun câștig din aceasta? Spune Scriptura în Marcu 10:21, Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit. Și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai. Asta spunea pilda. Dacă ai găsit o comoară, vinde tot ce ai să procuri comoară. De la săraci și vei avea o comoară în cer. Dar câți dintre noi cred aceasta? Că lucrurile sfinte sunt de cea mai mare valoare și că ceea ce este în cer este cu adevărat valoros. Scrie în continuare în același capitol de la versetul 28, Petru a început să zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Domnul spune, adevărat, adevărat, adevărat vă spun, că nu este nimeni, deci nu e ca la loterie, unii câștigă, alții nu, care să fi lăsat, deci a pierdut, a investit și e numeră, fără să primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult, e acel pe deasupra, din alt text, iar în veacul viitor, viață veșnică, adevărata comoară. De asta este important, să știi ce-i comoară.
Ce are valoare? Se spune că la un bătrân s-a dus un tânăr și fiindcă ceilalți l-au desconsiderat și el nu știa încă ce ar putea să facă mai bun în viață, ca să-i explice mai bine, bătrânul a recurs la un experiment. L-a trimis cu o piatră prețioasă să o vândă în piață. Dar oamenii în general nu sunt cunoscători de asemenea valori și poate unul s-a gândit așa, să o pună ca un bibelou și a dat pe ea un preț foarte mic. Dar bătrânul îi spusese, nu o dai sub un anume preț, ceea ce n-a primit el la piață. Vin înapoi și spune, nici vorbă, s-o poți vinde. Dar bătrânul, ca să continue experimentul, trimite la un specialist. Și îi spune, vezi, nu o dai, nu-i spui cu cât o dai, să-l întreb cam cât valorează, cât ar da pe ea. Specialistul se uită, spune, au fost vremuri când piața a fost mai bună și ar fi meritat și îi spune o sumă mare. Dar acum totuși nu-ți pot oferi decât 78% din această valoare. Și tânărul se sperie, spune, atâta? În piață nu căpătase nici 5% din această valoare. Se întoarce înapoi la bătrân și explică asta. Și spune, vezi? Cine știe ce valoare are un lucru, dă un preț, cine nu știe, dă alt preț sau nici măcar nu-i trebuie. Bine, spunea cineva, până era noi în lucru cu corabia, și când au văzut-o, chiar finalizat, așa, dată cu smoală pe dinăuntru și pe din afară, dacă o scotea la piață, nu știu dacă el căpăta ceva pe ea. Dar când a venit apa s-o fi vândut, toată lumea o primea pe ea, sigur. Tot ar fi dat oamenii. S-o fi ținut așa, ca la licitație. Cine dă mai mult? Tot ar fi dat. Pentru că de-abia atunci au dat oamenii seama ce are valoare. Doamne, dă-ne pricepere. De aceea, cu referire la comori, foarte important să avem înțelepciuni. Dacă nu suntem ca și un biet om, era la noi în comună, n-am putut face școală, nu l-a ajutat mintea. Și avea o pereche de porumbei de vânzare și unul văzând că frumos a zis cum erau banii atunci, mă, îți dau 20 de lei pe ei. Și bietul romul zice, eu din 14 nu ți dau. Nu știa bani. Poate zâmbim, nu? Dar nu-i mai nebun unul care își ne socotește dreptul de întâi născut ca Esau, decât ăsta care n-a știut să numere până la 20 de lei. Deci fericii de oamenii care știu ce are valoare și investesc în ceea ce are valoare. Că degeaba știi, dar nu cumperi, nu procuri și nu păstrezi. O a doua idee, inoperativitatea. Cu ceea ce este valoros este o pierdere, dar nu numai, este o vinovăție. Să ai valori, să nu le păstrezi, să nu le folosești. E o lipsă de înțelepciune, dar e și un păcat. Și vă dovedesc aceasta din Scriptură. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 13, versetul 4. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Degeaba are și el putere, degeaba își dorește, degeaba are planuri, numai nu face nimic. E leneș. Dar ceva mai categoric, Proverbe 21:20. Comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Și am văzut familii care ar putea să o ducă bine, să se bucure de mântuire, de pace, de har, oameni care ar putea să investească sau să păstreze, au poate o moștenire, numai că e așa cum zice Solomon Eclesiastul, unul bogat lasă la unul care nici măcar să păstreze nu știe. Și risipește tot. De ce? Nu-i înțelepciune, nu-i hărnicie. Iată o vinovăție, o pierdere. Tot Proverbe citim, capitolul 24, de la versetul 30. Am trecut pe lângă ogorul unui om leneș, pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spin, acoperit de mărăcini, zidul de piatră prăbușit. M-am uitat culoarea minte, am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dor puțin, să mai ațipez puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.
Adesea, umblând în țara asta, uneori am constatat cu durere clădiri care puțin ar trebui amenajate. Dar nimeni nu se gândește să schimbe câteva țigle și în câțiva ani vezi clădirea ruinată. De exemplu, în Austria nu prea vezi așa ceva. Acum spun ceva ce mai aproape, unde umblăm și noi mai mult. De ce? Proprietari. De exemplu, este de la Făget, cum mergi spre Ilia. O fabrică lungă, nu știu ce a fost acolo, construită din vremea rușilor, solidă, o cărămidă frumoasă. Chiar acum am vorbit cu frații, se distruge. Mii de metri pătrați. Da, bun, astea sunt lucruri pământești, care până la urmă tot se pierd. Dar putem să pierdem valori sfinte, neoperând cu ele, neîngrijind. Și ne facem vinovați, pentru că vă citesc din Matei 25, asta e dureros. Astea pământești sunt doar paguba noastră trecătoare. Spune Scriptura aici, în pilda talanților, că stăpânul l-a dat la unul 5, la altul 2 și la cel de-al treilea un talent. Primii doi au operat, au fost lăudați, vor fi primiți în bucuria stăpânului și al treilea, versetul 24, Doamne, am știut, mi-a fost teamă, stăpânul i-a zis, rob viclean și leneș. Și soarta lui, versetul 30, robul acela netrebnic aruncat în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Sunt unii care au darul să cânte, sau poate a primit alte daruri de la Dumnezeu și nu lucrează cu ele. Că ceva e în mintea lor care îi face să nu opereze. Sunt diverse haruri, daruri de la Dumnezeu, spirituale, pământești, care pot fi blocate. Și această lene spirituală, ca și cea fizică, aduce pagubă și chiar vinovăție înaintea Domnului. Doamne, ajută-ne să ne cercetăm. Apostolul Pavel spunea, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Și cred că-i vai, asta spun și pe baza pildilor din Evanghelie, a polilor și a talanților, de cel ce nu-și face datoria înaintea Domnului. Sau de cel ce nu îngrijește de casa lui. Nu-și face datoria de mamă, de tată, pentru că aici suntem responsabili în mod obligatoriu. În biserică depindem de organizări, de unii, de alții, poate nu facem noi, fac alții, dar la noi acasă, cine să facă dacă nu facem noi? Dumnezeu condamnă pasivitatea. O socotește o vinovăție. De aceea Domnul să pună în noi un spirit de acțiune sfânt și în toate un duc de hărnicie. În al treilea rând, și aici cred că trebuie să medităm, se pot tranzacționa valori materiale contra valori spirituale și asta e un mare câștig. Când dai vorba ceea ce nu poți păstra, ca să câștigi ceea ce nu poți pierde, lucrurile de sus. Dar durerea este că se pot da lucruri spirituale contra valori sau bunuri pământești. Și aceasta este cea mai mare pierdere. Vi-l dau aici ca exemplu pe Esau, cartea Genesa, capitolul 25. Într-o zi, întors de la vânătoare, era flământ și a mânca e o necesitate. Dar spune Scriptura de la versetul 31, Iacov a zis, vinde-mă dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Dar eu nu cred că ar fi murit. Cum să moară la o fermă bogată ca a lui Isaac? Nici vorbă de moarte. Dar pofta aceea, cred că era un nestăpânit de altfel, spune Scriptura, l-a făcut să nu evalueze bine valorile. Și scrie în versetul 34, astfel și-a nesocotit. N-a făcut bine socoteala, a stat prost cu matematica la a calcula valorile. Esau dreptul de întâi născut. Și sunt unii care pentru o mâncare, hai nu pentru o mâncare, pentru un serviciu, vând mântuirea. Păi frate, aici nu poți. Și ce ai făcut? Ai lăsat pocăința deoparte când ai semnat fișa de angajare? Dar merită?
Na, frate, e băiat bun și sunt fete care poate își vând onoarea lor de prințese ale cerului, așa ca să câștige un băiat bun, o casă, o mașină, știu eu ce. Și parcă Dumnezeu nu renunță în grabă. Povesteau frații din Ucraina un caz, o fată s-a căsătorit cu un inginer, era vremea comunistă, erau puțini oameni cu studii și cu poziții de favoare. Respectivul i-a spus că nu o duce la biserică, o lasă să-și practice credința ei și bineînțeles că și respectivul ar fi participat la biserică doar așa pentru slujbă. Însă în final a mințit-o și a forțat-o. Și povestea ea mai târziu, când am intrat în biserica ortodoxă și am sărutat icoanele la procesiunea nunții, am simțit că Duhul Sfânt m-a părăsit. Până atunci l-am tot simțit în mine că mă îndemna să mă întorc, să nu fac pasul acesta. Oameni care vând lucruri sfinte pe lucruri pământești, trecătoare. Vă dau aici un exemplu din Evrei 11 pe unul care a știut să țină la lucrurile sfinte, chiar dacă au fost valori, nu ca noastre. Și atunci se trăia mai mult, dragii mei. Aș spune că și asta ar cântări în balanță. Evrei 11 spune Scriptura, de la 24, prin credință Moise când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea. Deci totul ține de socoteală, de felul în care evaluezi. Ocarul lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Doamne, ajută-ne așa să privim, așa să gândim și noi. Ca nu cumva să dăm ceva de valoare pentru lucruri care n-au valoare. Dima din dragoste pentru lumea de acum a părăsit pe Pavel. L-a părăsit pe Domnul. Bogații să fie atenți, ei sunt ispitiți, spune Pavel 1 Timotei capitolul 6. Poate și de aceea săracii se mântuie mai ușor și bogații așa greu. E problema comorilor. 1 Timotei 6 de la versetul 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu-și pună nădejde în avere, să știe că Dumnezeu a dat totul, să ne bucurăm, dar nu să ne încredem în ele. Îndeamne să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Asta i-a spus Domnul tânărului bogat. Știți că la evrei lucrurile n-au mai supraviețuit mult. Au venit romani, au distrus tot. N-a mai rămas niciun bogat în Ierusalim. Nici în zona aceea. Toți s-au pierdut. Și uneori bogații sunt cei mai nefericiți oameni. La noi în România, după al doilea război mondial, tiaburii au fost la un loc cu deținuții politici și au pierdut tot. Pentru că averea adesea își face aripi. Și omul care își pune în asta atenția și asta e comoara, pierde mult. Noi trebuie să îngrijim și de lucruri materiale, e bine, să faci un târg cu chibzuință, când cumperi un teren, o casă, o mașină, dar întotdeauna să ai în vedere cele sfinte. Și dacă tot am dat exemplu de căsătorie, amintiți-vă din Genesa 24 de robul lui Avram, spune în versetul 10 că atunci când a plecat să aducă o nevastă, a luat toate lucrurile de preț ale stăpânului său. A fost scumpă Rebeca. Putea să-și cumpere o cananită la un preț mai ieftin. Da, dar Rebeca a avut valoare. Iacov, la rândul lui, a muncit de două ori câte 7 ani. Nu cumpărați o fată ieftină. Mai bine una pentru care trebuie să lupți, așa ca și Odniel pentru Axa, fata lui Caleb. Are valoare aici. O nevastă bună e o comoară. E mai de preț decât mărgăritar. Iar în ce privește cele sfinte, asta cu atât mai mult. Bogații aceia, descris în Psalmul 49, ei se încred în avuțiile lor, dar nu ajută. Scrie acolo că ei nu pot să se răscumpere unul pe altul, nu pot să... Cu averea se poate cumpăra, vorba aceea, o casă, dar nu neapărat și fericire. Un pat, dar nu neapărat și odihnă. Mâncare, dar nu neapărat și bucurie. Acestea
Sunt suplimentul pe care îl dă Dumnezeu. Să nu uităm așadar de lucrurile sfinte. Ele trebuie cumpărate. Au fost oameni care și-au vândut vaca să-și cumpere o Biblie. Și-a meritat. Ca acel frate care și-a vândut și el ceva din gospodărie să meargă undeva la o adunare mai departe. Era o adunare de 3 zile. Și la un moment dat vorbea singur și zicea: se face, se face. Frate, ce se face? Păi s-a meritat să vând ca să ajung aici și să mă bucur. Îți dai seama, spunea el, am primit de la Domnul un dar, un har, m-a botezat Domnul, mă duc înapoi plin de bucurie, de pace, am niște făgăduințe. Cum spune Scriptura în Psalmul 19, căci orânduirile sfinte, legile Domnului, sunt mai de preț decât aurul. Și robul tău, zicea David, primește învățătură de la ele. Undeva în Anglia, un predicator era la o adunare publică și a trecut o doamnă foarte prețuită în societate și a avut curaj și a spus: scoatem la licitație pe tânăra asta, lume tu cât dai? Și a arătat ce poate să-i dea lumea. Doamne Hristoase, tu ce dai? Păi mi-am dat deja viața, ce-i oferi? Mântuirea, aici pe pământ, purtarea de grijă. Și a spus: uite, licitația e pe rol. Chiar dacă tu nu ești conștientă, ea oricum se va face. Pentru că cineva tot ne cumpără, noi tot cumpărăm ceva, tot facem ceva. Și o ultimă idee aici. Toate operațiile cu valori spirituale sau materiale trebuie să fie licite, adică legale, corecte. Pentru că sunt unii care cred că au cumpărat raiul, dar e fals. Sunt și pe pământ mulți care fac șmecherii, dar într-o zi se descoperă. Și în loc de fericire, vine pedeapsă. Și de multe ori lucrurile pe apa care vin pe aia se duc. Dar cea mai mare tragedie ar fi să crezi că ai câștigat ceva, că ai o comoară, o răsplată în cer și când colo, nici măcar să nu te lase să intri de la poartă. Nu spunea Domnul Hristos așa, că mulți vor spune în ziua aceea: Doamne, noi am făcut în numele Tău. Și El le va spune: nu vă cunosc. Apostolul Pavel spunea, 1 Timotei, capitolul 6, să ținem la evlavie, la ceea ce de valoare lucrurile sfinte. Asta e frica de Domnul, comoara adevărată. Dacă învățătura nu duce la evlavie, degeaba se laudă omul că are raiul. Nu are raiul. E o comoară înșelătoare. Iar dacă cineva mai vrea să se facă din cele religioase vreun izvor de câștig, Biblia spune să te ferești de astfel de oameni, aici versetul 5. Nu astea sunt valori. Sunt ilicite. Doamne, din nou spun, dă-ne pricepere, ca nu cumva să credem că avem ceva, să fie pe nedrept, să fie ceva înșelător. Și apoi în final știți ce mai rămâne? Roman 2:5, o comoară de mânie. Asta când toate celelalte comori nu sunt legale, nu sunt pe drept. Când omul n-a fost corect înaintea lui Dumnezeu. De aceea e bine să ne aducem aminte de Domnul când ne îndeamnă Eclesiastul în zilele tinereții și să-i dăm Domnului viața noastră întreagă, nu doar o epavă, să-i dăm corabia când se desprinde de la țărm, asta e frumos. Dar dacă ne pasionează numai lumea aceasta, iar în plan spiritual și aici vrem să fentăm, atunci ne-am încurcat, vorba lui frate Doraș, rău de tot. Adică tragedie. Pământul e o valoare, dar numai pentru întreținere, pentru subsistența vieții. Dacă ai mai mult, deja trebuie să te gândești ce vrea Dumnezeu să facă cu averea, trebuie să o pot controla, ca nu cumva să îmi afecteze comorile sfinte. Spunea poetul român Vasile Militaru: pământule cu atale laturi, de toate poți pe om să-l saturi, dar n-ai avut nici când putere pe om să-l saturi de avere. Și când pricep că oricât ai, comori peste comori să-i dai, lui totuși de ajuns nu-i sunt, îl satur cu nițel pământ. Pentru că în final pune punct. Și totuși, oamenii nu înțeleg. Nu ne mirăm de cei de afară, că ei sunt în întuneric. Și la întuneric nu se văd bani. Și tranzacțiile sunt înșelătoare. Dar noi ar trebui să trăim la lumină. Doamne, ajută-ne! Închei cu două idei care conturează ceea ce am spus în această seară. Fericirea pe care o oferă posesia unei comori stabilește adevărata valoare. De aceea sunt importante cele sfinte, că lasă fericire. Degeaba ar avea un om. Citiți, ați citit Eclesiastul 2,
Solomon spune, mi-am făcut lucruri mari, versetul 4. Și zice în final, m-am dezgustat de toate. O, deșertăciune a deșertăciunilor. Și unii totuși cred că dacă ar avea, ar fi fericiți. Asta este o iluzie. Valorile spirituale sunt valoroase pentru că dau fericire, dau împlinire. Și aici și în eternitate. Spune 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6, negreșit evlavia, adică pocăința aceea curată, frica de Domnul, însoțită de mulțumire, un mare câștig. Dacă o ai asta, ai făcut o afacere. Căci noi n-am adus nimic în lume, nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim, cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să îmbogățească, adică sunt setoși de comori. Cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăți și pierzare. Dacă Dumnezeu vrea să îmbogățească pe cineva, nu-i problemă, îl ajută să stăpânească, dar dacă omul e pasionat și are sete după avere, aici e problema. Explică versetul 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor și unii care au umblat după ea, umblatul ăsta e păcătos, au rătăcit de la credință, pentru că nu poți să mergi în două direcții concomitent, s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, altă direcția bună. Și caută neprihănirea, evlavia, credință, dragostea, răbdarea, blândețe, astea-s valori. Doamne, ajută-ne să le dobândim. Cuvântul Sfânt, zice Psalmul 119, versetul 14, ne le descoperă pe toate acestea și El însuși aduce împlinire. 119 cu 14, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Așadar, o Biblie îți trebuie. Să o citești cu Duhul Sfânt, să o înțelegi, să poți să o trăiești. Și o ultimă idee, valorile pe care le putem obține sau avea în viața aceasta au valoare numai dacă sunt transferabile în viața viitoare. Ce rămâne aici nu-i valoare mare. Dacă se pot transfera, mare valoare. Spunea Domnul Hristos, sunt cuvintele Fiului lui Dumnezeu, dragii mei, Matei 6, cu 19 și 20, nu vă strângeți comori pe pământ. De ce, Doamne? Le mănâncă mulde și rugina, le sapă și le fură hoții. A fost în vizită la o soră zilele astea și spunea, eu am și spus la vecin că nu țin banii la mine, la fată, că mă umblă hoț pe stradă. Și dacă știe că n-am bani, vorba aceea, pe un sărac, 7 hoți nu-l pot fura, că n-au ce să ia. În schimb, biata bătrânică, cred că e credincioasă. E important dacă va ținea de lucrurile sfinte. Ci strânți-vă comori în cer. De ce? E loc sigur. Nu le mănâncă mole și rugina hoții, nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde e comora voastră? Acolo e și inima. Deci, dacă n-ai comori sus, dacă n-ai comori sfinte, nici măcar nu ești sfânt, nici măcar nu te duci sus. Pe pământ suntem numai călători. Evrei 11 la 13 la 16 spune clar că adevăratele valori trebuie văzute de departe, trebuie trimise acolo unde Dumnezeu ne-a pregătit o cetate. Doamne, ajută-ne să ajungem în ea. Unde ar trebui să ne fie comoara? Comoara să fie Domnul, El e în cer, alte lucruri tot acolo trebuie transferate cât mai repede, cât mai bine, iar pe pământ ce avem, să folosim cu pace, că și asta e mare comoară, cu bucurie, cu tihnă, să avem în vedere familia și frățietatea și să fim mulțumitori. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin.